Câteva luni în urmă ai fost în vacanță cu Lelu, cu soțul ei, soția ta și respectivul. Da, într-adevăr am fost până la Turcia, am făcut acolo hiking de 70 de kilometri. Întrebarea mea vine fix cum i-am dat-o lui Lelu. Cine dintre voi? Cine dintre voi patru a fost cel mai nerlăit? Aici noi cred că am fost pe zile. Recunoaștem, eu, bărbatul meu și Iulian am vrut să cedăm. La primul kilometru sau a cât la kilometru? Nu, după prima zi. De asta te întreb, cine dintre dâșii trei a fost cea mai slabă izvină? Nu pot să spun. Că niurlăiau unul mai tare decât altul. Că eu așa, mai ruț cu camerele, știi? Dar în ce domeniu activist în general, dacă așa cam greu cu camere? Construcții ceva, ce faci tu? Eu sunt încă în căutare. Încă să te descoperi pe tine. Da, încă nu m-am. Și mergi la diferite emisiuni, mai mergi la un Eurovision, ceva, poate e a tău, poate nu e a tău, să înțelegi. Exact, niciodată nu știi. Eu sunt tinerel până la urmă, știi, încă. Lasă-mă să ghicesc. Câți ani are Pașa Parfeni? Prima variantă de răspuns. 18. A doua variantă de răspuns. Pașa Parfeni are 99 de ani. A treia variantă. 36 de ani. Și a patra variantă. 35. Eu nu știam că tot hoce stai milionierăm, că eu... Nu, 35. Se poate pentru 5 minute telefonul tău în mâinile mele, sigur, în aceste mâini talentate? Care montează fiecare episodul. Nu, poți deblochezi acest telefon și să-mi dai în mâinile talentate ale acestei roze prezentatoare. Am o provocare pentru tine. Da. Suni pe cineva, pe cine aleg eu din lista ta de prieteni. Așa, eu am 1600, eu salvez aproape orice număr, nici nu știu eu cui. Gen, că nu știu cine e numărul 3, nu știu cine e 1900. Da, să nu răspund 2. Olin, sub ce nume? Nu răspunde nici într-un caz. Nu, e blocked, pur și simplu. Nici măcar șansă nu dai tu, vezi, adică din start. Eu vreau să aleg un număr, o persoană din lista ta de contacte, din acele 1000 și ceva de persoane. Aha. Tu să suni omul respectiv. Aha. Să nu-i spui că ești la Olin, să nu-i spui, să joci foarte bine momentul în care să-i spui că omule, te rog frumos, împrumută-mi 100 de euro. Cine? Pe mama ta. Pe papa. Nu știu de care e... Dacă... Lasă-mi de ei. Dacă o să împrumute. Tu ai vorbit într-un interviu la Galben despre experiența ta când când erai mai tânăr, că nu aveai 35 de ani, pentru că noi știm. Eu nu întotdeauna aveam 35 de ani, da, ai dreptate. Erai mai tânăr. Da. El ți-a împrumutat o sumă destul de mare de bani pentru o mașină pe care ai câștigat-o, dar n-ai câștigat-o până la urmă. Uh-huh, da. Și ai avut experiență de genul acesta în care mi-ai fost amăjit sau asta a fost cel mai mare cost? Exact așa, am pierdut 25.000 de dolari în Georgia, tot am câștigat un premiu. Dar ce tu nu prea ai noroc să-ți păstrezi premiile care le primești? Nu, au fost și cele care am păstrat. Pur și simplu, concurs internațional au fost și trupa Blue a fost în headliner. Adică erau așa, serios? Da, cu juriuri internaționale și așa. Și am câștigat locul trofeu. Da. 25.000 de dolari trebuia să-mi deie și după aia ei au dispărut. Cu datorii, a fost o schemă că ei au plătit cu mult mai mult, a fost un buget de stat, au plătit cu mult mai mult cu mătrilor, pur și simplu, știi, și s-a declarat bancrot după asta. Văd că aici ai numărul lui Alena, nu? Da, ar fi ciudat să nu l-am. Ar fi, puțin, da, ar fi. Dar eu tot mă uit, nu este Olin, el nu a glumit când a spus că noi suntem pe bloc, prieteni, el nu a glumit. Voi vedeți că eu de jumătate de oră dau scroll și eu încă la litera A, Andrei S20 Galaxy. Ce, Andrei vinde telefoane? Da, mai concret S20 Galaxy. Galaxy, corect. Dar tu ai o intuiție foarte bună, știi? Bravo! Vezi că chiar îl sun. Alo, привет, Степик. Да, привет, Пашка, привет. Как ты, дорогой? Да, потихонечку, ты как поживаешь? Тоже неплохо. Скажи, ты дома? Да, я дома. Бро, у меня случилась ситуация. Я, короче, машина не заводится. Я у вас... Что? Я недалеко от того места, где ты живешь. Ага. У меня машина снова встала. Охуеть, и что? Вот, и...
Ну, короче, если можешь, вынести мне 100 евро для этого эвакуатора. Да, конечно, какие проблемы. Тогда... Куда тебе надо? Или где, куда, как? Ну, ты знаешь, где Green Hills, да? Да. Ну, все, давай тогда к Green Hills, если можешь, через 5 минут. Ну, дай хотя бы 10. Ну, давай 10, хорошо. Давай, давай, жду. Давай, спасибо. Он трибер? Да, це інженіша, приєдень, беруку. О, смотри, трибер, ну, конечно, помогу, де дати. Я сусун, що сусун. Де за спун? Алло, алло, дорогой, ты просто попал в передачу здесь, как и... Ну ты молодец, я минуту тебя уговаривал. Блядь, ты что, прикалываешься, я уже шорты натягивал, блядь. Я же испугался, блядь. Ну не бойся ты так. Ну ты красава вообще. Я тут минуту, знаешь, не разводил тебя, ты прямо так... Мне... Так а что разводить? Это, блядь, с машиной, чувак, это с каждым может быть и что? Ну, конечно, видишь. Нет. Да. Ну, да. Ты даешь, блядь. Ну, да. Спасибо, что вспомнил, ёпта. Ну, спасибо, что материшься. Тебя, туда, я, да? Тут на спикере тебя снимаю, так что можешь передать, да, всем привет. Пугу, ребята. Игорь Николаевич? Игорь Николаевич? Ну-ну-ну. Asta e publicul Olienca, care vrea să-ți dăi ție întrebări. Dar întrebări incomode. În toți anii aceștia în care ai avut poziția politică care ai avut-o, intuim, noi publicul intuim că tu ai pierdut oameni din anturajul tău și prieteni. Spune-mi trei nume concrete cu care ți-ai stricat relația. De să răspund, de să spun eu. Băi, da? Alo. Băi, voi cu întrebările este, vă rog să pofti. Unde să mă duc? Măi, dar cum ei vorbesc cu eu să... Nimic educație, tu vezi cum e emisiunea așa și publicul, cum e emisiunea așa și publicul. Noi vă sunăm înapoi, noi revenim, noi eu îl conving până la urmă și revenim. Eu am stricat relația cu Monica Băbuc, cu... Probabil și cu Andrei Lucuman, care este șeful Moldova Concert. Iată, aceste două persoane, într-adevăr, au executat niște ordine care mi-au făcut viața cu mult mai grea. Și a treia persoană? Nu, suficiente două. Unde să-l trimit dacă nu vrea să răspund la trei întrebări? În ce loc încă o dată dictați pe litere? Da, nu, noi suntem gata să te ascultăm. Eu și Pașa Parfeni, care este artist cu care noi suntem la tu. Yeah. Da. El cântă, știi? Eurovision, tu îi privi din când în când. El la Eurovision a fost. Pașa, Danu, Pașa. Așa. Îmi pare bine, da. Da, îți pare bine? Și e reciproc. E reciproc. Eu lui Danu am spus. Eu tot cu, da. Hai, noroc. Noroc la tăți? Da. Să câștigi cel mai bun, adică eu. Voi dacă sunteți aici, la masa asta, în aceste emisiuni, voi ceva ați greșit undeva într-un moment dat în viața voastră și voi acum plătiți. Eu nu credeam că așa de tare am greșit, da. Enumără trei lucruri pe care le spui pisicilor tale, Pim și Sens. Ce frumos ești, Pim, te iubesc, Sens iubita. Trebuie să spui și după asta. Da, în 5 secunde, eu am reușit. Da, ți văd că așa se fac câștigătorii. Pașa, numește trei țări care au câștigat Eurovisionul. Norvegia, Azerbaijan, Ucraina. Simplu. Dar tu nu-ți prea place să respecti regulile, în general, da? Așa tu ești mai rebel la tele. Băi, eu pur și simplu mai aveam încă 3 secunde. Dar ce calm așa, ce calmitate ai venit. Ia dă să încerc și eu calmă să mă țin. Hai, dă-i întrebarea, Danu, că eu sunt calmă. Uite, muie, îl distrug amuș moral cu următoarele răspunsuri. Ana, da. Numără 3 nuanțe de roz. Roz, fucsia, roz deschis, roz închis. Este fucsia, este ce este? Este hot pink și este culoarea mea. Care, nu contează, 10 secunde ne-o luați, dau răspunsul. Este show-ul meu, fac câte secunde vreau. Până la urmă, da. Așa, enumără 3 lucruri pe care le spui pisicii tale Tokyo. Dați-mi butonul. Tu nu vorbești cu pisica ta. Eu prefer să pierd unul de asta decât să vă spun cum eu îl numesc. Ana, numește 3 filme indiene. Om Shanti Om.
șapca fingeam. În originala mea le spui. Stai, Lepțică. Și ți-am zis din baie. Dar am întârziat, dar măcar v-am spus, știți. Doamne, eu nici unul nu știu. No, eu le-am privit în copilăria mea pe multe și eu am așa, da. Ce ai memorie bună. Pașa, numește trei locuri preferate din Chișinău. Acasă, lucru, o grădină botanică. Ana. Da. Numește trei lucruri sărate. Sarea, brânza cu sărate și moarea. Tequila. Lacrimi trebuie să spui. Asta, e, dacă n-aș vezi mai știi că nici eu. Nu știi. Muci. Viața mea e un curcubiu, asta sunt eu corect. Pașa, care sunt trei cuvinte pe care le spui când pierzi ceva? Fuck. Uf. Blять, cred că spun câteodată, să mă scuzați de expresie. Sunt desertat. Și se levi. Hai să fie așa. Nu contează, costul ăsta, 30 secunde. Mâine să-mi spun. Voi puneți acolo să fie cifrele, da? Ce? Da, da. Apoi da, o să aranjați voi cumva. Numește trei fructe de culoare roșie. Căpșunile, ceriul, cereșele și vișnile. Tu te pricepi în culoare, văd. Da, ce? N-am greșit ceva, da? Nu știu, vișină e vișinie. Vișinie și culoare vișinie. Da, vișinie. De ce? Aici mi pare că voi faceți o alianță împotriva mea. Nici nimeni nu-mi place acest lucru. Noi ca bărbați ne pricepem la culoare. Sigur. Numește trei piese de lingerie intimă. Chiloții, bezgalte și ciuchi. V-ați văzut cum? Ciuchi. Acum. Ana, enumere trei monumente din Moldova. Ștefan cel Mare, Lumânarea Recunoștinței și... Alea Clasică. E monument? Sunt multe monumente. Da. Mulțumesc, Dana. Da. De-ncoa. Da, ok. Da, nu eu sunt. Pașa, numește trei moduri în care poți să fii lăsat să mori. Lăsat să mori? Da. Lasă-mă, lasă-mă. Fără dragoste, primul. Fără apă, doi. Fără odihnă, trei. Nu-mi vine eu, te-l pregătit. Trebuie să faci o meditație. El știe întrebările, deci. Cred că. Dă eu strategia ta. Cum ai spus tu? 4 secunde inspiri aerul și 6 îl expiri, corect? De genul, nu neapărat. Hai. Sunt... Depinde de plămâni, capacitate. Da, nu dă-ne întrebarea că-s gata, calmă. 3 motive de ce nu te măriți. Bună întrebare. Așa spate, da. Bună întrebare, știi? Eu nu mărs. Eu ceva n-am respirat în seama drept. Am respirat cu vreo secundă mai mult ceva, dar... Da, da, eu am auzit, da. Trebuie să fie acesta motivul. De ce? Siguranță, nu că știut. Ai viață buciumată, știi, și nu știi ce se întâmplă în ea. Numește trei televiziuni la care ai fost interzis anii aceștia. Prime, Canal 2 și Canal 3. Și Publică. El a spus că, da, a patra bonus, așa de la mine. Ana, numește trei locuri unde poți ține banii. În portmoneu, în buzunar și pe StarCard. Cel mai bun proiect din țară vă recomandă cel mai bun card de shopping din țară. StarCard. StarCard, asta era integrarea. Integrarea, corect. Asta e StarCard. Pașa, spune trei moduri de a da la vot cuiva. De a merge la vot, de a convinge pe alții și de a... Uite, butonul ăsta, el singur s-a pornit. Uite, hop, 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 încet. Da, și de a face o postare pe Facebook, mergeți la vot. Eu să zic că el zic că așa oricum nu mă folosește și uite, el pleacă, încet. Dar eu l-aduc, pentru că la mine eu îl folosesc și îl vin. Apoi așa. Ana, da. Trei animale care merg pe două picioare. Găina. Animale. Pinguinul. Animale. Canguru. Dar ce-am tipie cu ăsta? Găina, pasă. Nu, el, în genere, sari canguru, nu se poate. Dar pe el, care a fost greu? Care merge pe două picioare? Sau care animale. Are? Care merg pe două picioare. Da. Pinguinul, care e drept. Da. Găina, care tot merge pe două picioare. Un câine cu două picioare, știi? Un câine cu două picioare. Numește încă trei bărbați bărboși din Moldova. Adrian Ursu. Gheorghe Urschi în tinerețe. Și al treilea...
Mitropolitul Vladimir. Exact. Dar buton el tot duci pentru că dacă tu nu-l folosești. Așa, Ana, spune trei lucruri bune despre 02. Hai, lasă-l să ducă butonul, că eu nu vreau să răspund la această întrebare. Adică, știi, de... stai, Lect, de să vorbim acest moment. Știi despre proiectul 02? Da, am auzit. Eu nu. Trei motive de ce ai refuzat să evoluezi la un eveniment. E la... în Antarctida. E gratuit. În Antarctida. Că dacă ar fi în Antarctida plătit, s-ar... Și Ana e mireasă, știi? Dar de ori ai fost chemat în Antarctida la un eveniment? Vre deschidere, vre deschidere. De... Probabilitatea e mai mare oricum decât a treia opțiune care am dat. Tu nu lești șansa unei relații, unui loc de bună ziua după această emisiune, tu înțelegi? Ia că eu să merg pe stradă și zic pașa parfeni, pașa parfeni, nu te uita, nu te uita, omul ăsta nu există. Înțelegi? Ultima întrebare. Ultima întrebare? Da. Și așa se termină chinurile mele? Bine. Trei moduri în care te adresezi cuiva când îi uiți numele. Tu, măi, artistule, om. Asta te ziua, așa ți-o spus. Mamuia, pașa, pașa. Ok. Apoi asta, știi? Respect, tu, măi, artistule. Și, pașa, ultima întrebare. E numără trei lucruri care ar putea decurge rău la o nuntă. Nunta Anii? S-a îmbătat Damadaua, moderatorul. Dar tu acolo ești moderator. Nu, eu nu sunt, s-a îmbătat altcineva. N-a venit pașa parfenii. N-a fost chemat, adică asta e, adică deja e nuntă, nu e nuntă. Da. Și dacă e mireasă e... Ana. Da. Pașa, chiar dacă pe această notă nu foarte prietenoasă încheiem, eu am o obligație să fiecărui invitat, nu am dreptul să-l las de aici să plece fără cadou. Nu ai dreptul. Ai vrea, da. Aș vrea cu toată ființa mea, dar nu pot. Așa că vă rog frumos, cadou în studiu. Asta e ca, nici nu mă uit la tine, îți dau acest cadou de la partenerul acestei emisiuni. Pașa, nu mă uit în ochii tăi. Cadoul este pentru tine. Unde ești tu? Pașa, unde ești tu? Da? Sio. Cadoul este pentru tine. Mulțumesc că ați privit acest episod. Pe viitor o să avem grijă să aducem invitați care... cărora le place de prezentatoare și care îți suport cu dânsa pe parcurs de emisiune cu respect. Mulțumesc pentru vizualizare, o zi bună, la revedere tuturor, subscribe, like, share. Ce acolo voi greiți? La revedere! Oh, baby, do you love me? Do you love me, baby girl? Oh, baby, do you love me? Do you love me? Tu îmi spui că am o viteză bună de a vorbi, pentru că toți oamenii îmi spun că eu vorbesc prea repede. Dinamismul eu am vedere este. Dinamismul de a spune cuvinte unul după altă este. Hai și cu gânduri așa, dacă o să fie. Wow!